Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă! Astăzi m-am gândit să vă fac și eu ceva bun, ceva dulce, delicios, rapid și foarte simplu. M-am gândit să vă fac fursecuri cu ciocolată. Sunt niște fursecuri simple, delicioase, care se fac destul de rapid și nici nu necesită foarte multe ingrediente. Așa că haideți să vă arăt de ce ingrediente avem nevoie pentru aceste fursecuri. Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Vom avea nevoie de 200 de grame de unt la temperatura camerei, 250 de grame de făină, 100 de grame de cacao, 150 ml de lapte, o cafea foarte tare, 2 ouă, un praf de sare, un praf de copt, esență de rom și 100 de grame de zahăr și opțional niște bombonele de ciocolată. Haideți să începem! După cum vedeți, am pus prin a pune untul care se află la temperatura camerei într-un bol peste care vom turna cele 100 de grame de zahăr. Cu ajutorul unui tel vom mixa zahărul cu untul până când devine o compoziție omogenă. Deci mixăm untul cu zahărul și apoi revenim. După cum ați vedeți, am mixat foarte bine untul cu zahărul și acum vom pune cele două ouă întregi. Așa. Deci cele două ouă întregi. Și iarăși vom mixa compoziția. Mixăm totul foarte, foarte bine. Deci am amestecat foarte bine untul, zahărul cu cele două ouă. Acum, aici voi pune laptele și cafeaua, cam 100 de litri de cafea. Le voi amesteca pe amândouă. Mi-a rămas puțină cafea. Le omogenizăm foarte, foarte bine. Așa. Și tot aici vom pune și cacao, dar pentru că recipientul nostru nu ne permite, vom schimba recipientul. Luăm acest recipient unde punem cacao, v-am spus 100 de grame, 75-100 de grame de cacao trebuie neapărat pentru că vor fi cookies cu ciocolată, peste care turnăm cafeaua cu laptele și restul de cafea, bineînțeles, așa. Amestecăm până când se dizolvă cacao. Amestecăm bine. Tot aici putem pune și esența de rom. Laptele la temperatura camerei sau, dacă doriți, puteți să-l încălziți puțin în microunde. Desfac esența de rom. Deci laptele îl puneți ori la temperatura camerei, ori îl încălziți puțin în microunde. Așa, o să pun două esențe de rom ca să fie cât mai puternică aroma. Aici, în amestecul de cafea, lapte și cacao. Bineînțeles că omogenizăm totul foarte bine, după care revenim. Turnăm compoziția peste untul cu zahărul și cele două ouă. Așa. Și omogenizăm totul. Bineînțeles că ne putem folosi și de un mixer. Bineînțeles că untul va avea un aspect tăiat, dar nu are absolut nimic pentru că venim imediat cu praful de copt și cu făina. Punem un praf de sare aici în făină. Tot aici în făină. În făină punem și praful de copt. Așa. Amestecăm așa puțin și turnăm și făina peste. Cam 200-250 de grame de făină, poate chiar 300 la nevoie.
O să vedem. Între 250 și 300 de grame de făină. Și incorporăm totul foarte, foarte bine. Trebuie să devină un aluat moale. Bineînțeles că această compoziție trebuie să stea la frigider pentru aproximativ 2, chiar și 3 ore. Ca să se întărească. Priviți cât de bine arată. Miroase absolut extraordinar. Aroma, cacao. Deci, superb. Mai amestecăm. Bineînțeles, v-am spus, putem folosi mixerul. Eu, sincer, sunt pe repede înainte. Trebuie să vă mărturisesc că această rețetă o fac chiar în mare grabă. Nu am foarte mult timp la dispoziție, dar Miria mi-a cerut să-i fac niște fursecuri cu ciocolată. Și decât să cumpărăm toate prostiile de prin magazine, am zis totuși, hai că-i fac. Chiar dacă pe repede înainte, cum am spus, dar îi fac. Uitați, uite ce faină e compoziția. Așa. Totuși o să mai avem nevoie de puțină făină. O să mai punem cam 50 de grame de făină. Să mai îngroșăm puțin. Atât. După care amestecăm totul și dăm compoziția. O acoperim cu o folie de plastic, o folie alimentară și o dăm la frigider pentru 2-3 ore. Și apoi vom reveni. Stai un pic să mai pun totuși un pic de făină. Cam așa trebuie să arate compoziția. Priviți cât de bine arată. Deci e un aluat mai moale, dar în același timp consistent. Am aici niște fulgi din ăștia de ciocolată. Îi vom pune așa, în compoziție. Amestecăm totul bine, după care dăm compoziția la frigider. Vrei și niște cookies de ciocolată, niște fursecuri de ciocolată absolut delicioase. Neapărat trebuie dată compoziția la frigider. Deci acoperim cu folie și revenim. Ia priviți, am scos aluatul de la frigider. A stat cam 2 ore jumătate. Și acum îl vom lua așa cu mâna, vom face biluțe pe care le vom da prin zahăr pudră sau cocos. Eu am ales să le dau prin cocosul acesta roz. Și am pregătit aici o tavă de copt și vom pune pur și simplu biluțele. Și tot așa, luăm biluțele, le facem de mărimea dorită și le dăm prin cocos. Le lăsăm o oarecare distanță între ele. Și tot așa facem biluțe, le dăm prin cocos și le punem pe tavă. Ideea e că aluatul trebuie să se răcească cât să putem lucra cu el, să nu se lipească de mâini. Și tot așa vom face până vom termina de format tot aluatul. Am scos prăjiturile de la cuptor. Ia priviți. Cam așa arată. Eu zic că arată destul de bine. Priviți ce frumos arată cookie-ul nostru. Cu ciocolată, dragii mei, este absolut extraordinar. Îl vom monta pe un platou și vi-l voi prezenta. Și bineînțeles le gustăm împreună. Dragii mei, așa arată cookies. Ne priviți. Vreau să rup una. Să vedeți și la interior. Are bucățele de ciocolată. Arată foarte, foarte bine. E moale, pufoasă. Deci, sper că vă place. Deci, cam așa arată fursecul, dragii mei. Ia priviți cât de bine arată. Și haideți să și gustăm, să probăm.
Nu știu cât de bine arată la interior. Sunt pufoase, moi, îi simte ciocolata. Miros extraordinar de bine. Deci chiar vă invit să încercați această rețetă. Să apăsați butonul de like, să lăsați părerea voastră în comentarii și să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Haideți la furțecuri cu ciocolată, dragii mei! Pupicei! Acesta a fost videoul meu cu furțecuri. Eu sper că v-a plăcut, sper că v-am făcut poftă. Eu vă pup, vă spun la revedere și vă aștept data viitoare la un nou video. Pa, pa!